Poate sunt unii care nu știu să se roage, dar la Domnul Iisus Hristos știi ce trebuie. Ce ai după inima să-i spui tu? Ce problemele tale care să mijlocești la El? El este în cer, El este marele păstor și este marele preot. El a înviat a treia zi după Scripturi, și după 40 de zile a plecat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru biserică. Mijlocește pentru biserica lui. El este Tatăl nostru și mama noastră. Și noi suntem copiii ai Lui. Voi sunteți fiicele Domnului. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Născuți nici din carne, nici din fire unui om, ci născuți din Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu, care are mare putere să ne mântuiască sufletul. Slavă lui mereu. Întotdeauna când ne rugăm cu credință, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ne amintesc